La Clinceni, Metaloglobus o întâlnește pe Steaua. Putem spune că este derbiul acestei runde, în condițiile în care echipa lui Oprița ocupă locul 2 în clasament, iar Metaloglobus era pe 3 înaintea acestei runde, a căzut pe locul 4 după victoria celor de la CSM Reșița în deplasare cu Schellenberg. Cele două echipe, Metaloglobus, pregătită de Ian Izicu, cu Gavrilaș în poartă, Coadio, Dumitru, Caramălău și Sava în defensivă, în linia de mijloc Irimia, Junior Moraes, Hunciu și Zakir, în ofensivă Huiban și Ecolo. De partea cealaltă, Daniel Oprița i-a trimis în primul 11 pe Frânculescu, în defensivă sunt Beța, Vârtej și Adrian Ilie, la mijloc Răzdan, Sierra, Matei și Nedelea, în atac Echipirliu și Heras. O etapă cu 4 victorii obținute de gazde, 2 rezultate de egalitate și 2 succese în contul oaspeților. S-au marcat 23 de goluri, o medie de aproape 3 reușite pe meci. Îl vedem pe Ianis Zicu, dacă ne-am obișnuit cu Steaua în play-off în ultimele sezoane, putem spune că Metaloglobus este surpriza plăcută a acestui campionat în Liga a doua. Sezonul trecut, Metaloglobus a terminat abia pe locul 12. Vedem și pe un alt post aici la Metaloglobus. O centrare, lovitură de cap a lui Kipirliu. Prima ocazie acestei partide. Foarte bună. Așadar, cei 4 au marcat 16 din cele 20 de goluri ale lui Metaloglobus. Sigur, a fost șters rezultatul cu Viitorul Pandurii, o victorie categorică a lui Metaloglobus, 7-0. Onciu, Rai și încearcă șutul, mingea se duce peste stadion. Alargă Visici și reușește să treacă acolo de Vârtej, continuă Visic, în sfârșit o ocazie importantă. Ecolone mulțumit că Visic nu i-a pasat. Tras la colțul scurt, Frânculescu a reușit să respingă, dar e o mare greșeală aici a lui Vârtej. Da, până la urmă nu are dreptate acolo, pentru că era mult în spate, Visic avea deja poziție de șut acolo. Irimia